umbra lui Alice. E atât de târziu. Umbra lui Alice, alungită până la capătul celălalt al pământului, i-a trecut prin oase ca o rază röntgen, iar oasele i-au trecut prin piele, până când pielea i-a devenit strălucitoare cât să crape de ziua în cele două emisfere rămase ale lumii. În afara umbrei lui Alice, se întinde Alice, ca o șuviță de păr când își trece degetele prin ea. Vertebre. Odată la două săptămâni, mama vine la București să-și repare o vertebră din cele multe. Alan m-a întrebat câte vertebre are mama. I-am spus că în țara mea, părinții au mai multe vertebre decât propriilor copii. Atât de multe încât abia le duc. Se târăsc ca niște trenulețe de jucărie de-a lungul vieții, iar copiii vin la urmă, întotdeauna. Ei nici nu se mișcă. Dau doar obstacolele la o parte din drum și se întind pe șine, așteptând cu înfrigurare.